Guvernul va stabili până la finalul săptămânii formula de calcul a salariului minim, care ar putea crește astfel cu 7,2% de la 1 ianuarie 2020. De la numirea sa în funcția de premier, Ludovic Orban a evitat să dea o cifră exactă despre creștere. În cursul acestei săptămâni definitivăm propunerile pentru formula de calcul. Dacă stabilim că formula pentru salariul minim va fi determinată de rata inflației, indicele de creștere a prețurilor de consum și indicele de creștere a productivității, salariul minim pe economie ar putea crește cu 7,2%, a transmis Ludovic Orban pe pagina oficială a guvernului. La finalul săptămânii trecute, Orban afirma că salariul minim pe economie va crește pe baza unui studiu de impact și a consultării cu partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale, însă nu poate spune cât. Moneda euro a trecut pragul de 4,84 de lei la mai multe bănci comerciale, după ce Banca Națională a anunțat un maxim istoric pentru cursul de schimb de 4,77. Vestea proastă e că în următoarele luni se va apropia de 5 lei, potrivit analiștilor financiari. Căderea leului are loc din cauza importurilor tot mai mari pe care companiile le fac în această perioadă de dinaintea sărbătorilor, când românii cumpără foarte multe bunuri care nu sunt produse la noi în țară. Datele economice proaste pun și ele presiune pe leu, iar efectele sunt ca de bumerang. Vor apărea din nou scumpiri, avertizează specialiștii. Toate băncile comerciale au afișat marți un curs de vânzare al euro de peste 4,8 lei. Atât de mare a fost presiunea pe curs încât la prânz Banca Națională a cotat un euro la peste 4,77 lei. Este maximul istoric atins până acum. De la începutul anului, devalorizarea monedei noastre e modestă de 2,4%, iar analiștii susțin că e abia începutul creșterilor. Cea de-a noua ediție a Festivalului de Teatru Acasă la Eugen Ionescu debutează astăzi la ora 17 în foaierul Centrului Cultural, unde va fi vernisată expoziția de fotografie de pe scenă adunate, văzute și fotografiate, semnată de Valeriu și Cornelia Ciurea. Mâine, la ora 19, va avea loc premiera piesei de teatru Toți banii merg la Lola, de Toni Dincă, pusă în scenă de Asociația Culturală Ort Artis. Iar vineri, 22 noiembrie, ora 19, va avea loc premiera piesei de teatru Mincinosul norocos de George Smarandache. Sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 19, este programat spectacolul cu piesa Ferrari în regia lui Horațiu Mălăele. Luni, 25 noiembrie, publicul spectator este invitat la piesa Călătoarea și Shakespeare, iar pe 26 noiembrie la Revoluție și Artificii. Premiera piesei de teatru Viespile de vară, Mușcă și Noiembrie în regia lui Remus Iordache, spectacol pus în scenă de către Asociația Culturală Iordache Art, va avea loc joi, 28 noiembrie, cu începere de la ora 19. După toamnă chiar prea frumoasă, meteorologii spun că ar trebui să ne așteptăm la răciri bruște și fenomene extreme, cu ger și viscol. Totuși, în următoarele săptămâni, temperaturile medii se anunță mai mari decât ar fi normal, iar 2019 are mari șanse să fie unul dintre cei mai călduroși ani de când se fac măsurători, pentru că această toamnă a semănat mai degrabă cu o vară întârziată și iarna ar urma să vină mai târziu spre primăvară. Din cauza temperaturilor ridicate, ar putea fi cea mai călduroasă lună noiembrie din istoria măsurătorilor meteorologice. Din fericire, în următoarele săptămâni sunt anunțate precipitații care vor salva culturile agricole.